cele mai bune ceaiuri pentru detoxifiere. Ce trebuie să bei ca să scoți toxinele din corp? Detoxifierea este recomandată în special primăvara și toamna, însă poate fi realizată pe durate de 3-4 zile, odată la 2-3 luni. Ceaiul verde este infuzia minune, cu o listă nesfârșită de beneficii. Unul dintre ele este și detoxifierea, datorată conținutului foarte mare de antioxidanți. Este și un tonic excelent, util atunci când dieta de detoxifiere pe care o urmați vă face să vă simțiți lipsite de energie. Ceaiul de ghimbir are o aromă puternică, însă este unul dintre cele mai bune remedii pentru un organism bombardat cu toxine, din alimentație sau stilul de viață. Este bogat în antioxidanți, are efecte benefice asupra tractului digestiv, distruge bacteriile și virusurile și susține sistemul imunitar. Poate fi combinat cu câteva picături de lămâie sau cu ceai de păpădie, ambele sporindu-i efectele curative. Ceaiul de anghinare este recomandat persoanelor care au o sensibilitate hepatică și în cazul cărora detoxifierea trebuie să se concentreze în special pe ficat. Anghinarea susține refacerea ficatului, îl ajută să elimine toxinele și susține activitatea vezicii biliare. Ceaiul de mușețel cu mentă este util atât pentru detoxifiere, cât și pentru simptomele neplăcute cu care vă puteți confrunta pe parcursul ei. Mușețelul și menta calmează arsurile și disconfortul gastric, reduc senzația de foame și de greață.